După mai bine de 5 luni în care a fost închis, Stadionul Național va găzdui din nou un meci și nu unul oarecare. Dinamo Astra este prima partidă care se va juca pe cea mai mare arenă din România. Partida de diseară dintre Dinamo și Astra este așteptată cu nerăbdare de zeci de mii de fani, duelul dintre cele două formații putând schimba ordinea în clasament. După ce Steaua a învins la limită pe Vanturii Târgul Jiu, speranțele steliștilor se îndreaptă spre o victorie a lui Dinamo, motiv pentru care, cu mic cu mare, steliștii fac galerie pentru Dinamo în frunte cu Regencamp. Vreau ca Dinamo să o bată pe Astra. Nu sunt dinamovist, dar mă interesează ce se întâmplă cu echipa noastră. În momentul de față, asta e situația, iar pentru noi e bine să câștige Dinamo. Oricum va fi un meci frumos, se întâlnesc două formații bune, a declarat Laurențiu Regencamp. Mircea Rednic va începe partida de diseară fără unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai săi. Este vorba de Eric Bicvalvi, care nu și-a revenit după accidentarea suferită etapa trecută în jocul cu Pandurii. O altă absență la Dinamo Viș va fi Batin, care nu și-a revenit total după fractura suferită la cot și nu va intra în jocul cu Astra de diseară. Mircea Rednic și Marius Mudica au fost colegi la Rapid în 1999, când au câștigat titlul, și se vor duela pentru a șasea oară în Liga 1, iar antrenorul lui Dinamo a vorbit despre duelul cu tehnicianul ilfovenilor. Astra are jucători foarte buni și este o echipă bine închegată și organizată. Are jucători de viteză, de stabilitate și în apărare și în atac. Dacă au rămas de atâta timp pe primul loc, înseamnă că formează o echipă bună. Nu vom lua măsuri speciale pentru Alibec, chiar dacă alături de Hora îl consider cel mai bun atacant din țară, a declarat Mircea Rednic. Rednic și Șumudică s-au duelat de 5 ori în campionat, câștigător fiind Șumudică de 4 ori și odată în Cupa României în meciul Dinamo Astra din acest sezon, meci care s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru dinamoviști.